continuare in forma Iulia Hojda, Semina Pescena.
mulțumim animalilor. În continuare, de fapt, la sfârșit, vom asculta grupurile celor străpune din Călinești, condus de către doamna profesoară Mărânca Verdeș-Nemeș. Domnul pe Iisus, sau până ziua! Ne bucurăm ca să ne-am adunat împreună pentru a susține un gând. Un gând de eu important, pentru că așa a fost învățați fiecare dintre noi să fim alături de cei care au nevoie. Doamne, ferește, nu se știe când vine rândul nostru și bine ar fi să avem sprijin. Noi astăzi, dați-mi faptul că săpătoarea Sfintei Mării, am săpătorit-o chiar ieri, și chiar dacă nu suntem în zi de sărbătoare, ne-am dorit tare mult să vă aducem un gând legat de Sfânta Maria, pentru că Sfânta Maria este cea care ne ajută pe fiecare dintre noi. Și cred că în astfel de momente unde sănătatea noastră de multe ori este pusă la încercare, cred că Maica Domnului este cea care poate să facă minuni pentru fiecare dintre noi, în special pentru tine. Da? Tot timpul să te rogi că Dumnezeu și Maica Domnului niciodată nu rămâne sus. Sufletul lui.
niciodată nu ne lasă. Așa că noi suntem alături de tine și suntem convinși că o să reușești să treci cu bine peste toate. Dați-mi faptul că suntem în Maramureș, o să mai vorim o oră, două, și după aceea o să lăsăm ca să vă puneți donațiile într-o mică cutie, ca să ajungă la banii care deja au o parte din ei viața. Iară cu la
și felicităm pentru această inițiativă. Mulțumim Cerului Cultural care a găzduit acest eveniment și, de ce nu, mulțumim dumneavoastră, tuturor celor care v-ați lăsat rânduielile de acasă, ca să veniți să sprijiniți acest eveniment. Mulțumim tare mult! Alături de fiecare.